Gemenii cu banii, fecioarele cu dragoste, iar vărsătorii, cum altfel decât neliniștiți. Andreea este alături de noi și ne spune mai multe. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața, bine te-am găsit, Olivia. Mare dreptate ai pe nativii din Zodia Vărsător. Îi așteaptă o zi cu activități destul de dificile și fără răbdare nu o vor scoate la capăt. Dar să vedem cum se prezintă celelalte zodii. Nimic nu îi va pune în curcătură pe nativii berbeci, vor avea soluție optimă la toate. Taurilor le place vorbăria multă, nu glumă, însă dacă nu vor să se aleagă cu sancțiuni, ar trebui să treacă și la fapte. Gemenii au o zi fructuoasă în plan financiar, așa că dacă se gândesc să facă ceva investiții, e un moment propice. Racii și buna dispoziție vor fi sinonime, vor face totul cu drag și nu vor sfița niciun gest de nemulțumire, chiar dacă multe dintre activități nu vor fi pe gustul lor. Leii vor fi cu capul în nori și cu greu se vor concentra asupra proiectelor profesionale. Fecioarelor le merge bine în dragoste, la serviciu însă s-ar putea ivi ceva probleme. Balanțele vor duce cu succes la îndeplinirea activităților profesionale, așa că seara va fi dedicată familiei. Scorpionii ar putea începe o afacere nouă, astrelele sunt favorabile la capitolul investiții, așa că pot miza pe succes. Săgetătorii sunt puși pe ceartă, așa că ar fi mai bine să-i evitați dacă nu vreți să vă stricați prietenia cu ei. Capricornii ar trebui să deschide larg ochii și să-și selecteze cu mai mare atenție oamenii de care se înconjoară, unii pot avea intenții ascunse. Fără răbdare, nu o vor scoate la capăt nativii vărsători, se anunță o zi cu activități dificile și migăloase. Peștii vor da dovadă de impulsivitate în relațiile sociale, stilul lor alarmist le-ar putea crea probleme, ar fi indicat să se mai tempereze. Ne revedem la final de oră cu Dimineața Mondană.